Este înțelept din partea noastră că oricare ar fi întrebarea Domnului nostru Isus Hristos către sufletele noastre. Așa cum a întrebat pe Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Oricare ar fi întrebarea lui, cum ar fi aceasta? Crezi tu în Dumnezeu? Dorești tu viața veșnică? Crezi tu în, în răstignirea Fiului Dumnezeu și în Harul lui Dumnezeu? ești botezat, ești credincios, ești un bun soț, ești un bun tată, indiferent care ar fi întrebarea bunului Dumnezeu către noi, răspunsul înțelept nu este da sau nu. Răspunsul înțelept este cel pe care l-a dat Petru în final. De două ori a tras pe lângă pentru că așa s-a întâmplat și înainte. El și-a asumat răspunderea că se cunoaște și știe adevărul despre el însuși și de aceea a răspuns cu da. A treia oară însă când a fost întrebat și-a dat seama că a intrat pe un teren unde numai Dumnezeu are competență. De aceea el n-a mai zis, da, te iubesc, Doamne, sau nu te iubesc, te... n-a mai răspuns așa, ci a spus, Doamne, Tu toate le știi. După mine, unul știi că te iubesc, dar tu toate le știi. Acum eu supun ce știu eu despre mine sau ce cred eu despre mine, îți supun cunoștinței tale. În mod specific, cu această împrejurare, vom învăța cu privire la botez câteva aspecte care necesită subliniere, neapărat, necesită subliniere. Ele au constituit pentru mine aer proaspăt, o hrană sufletească deosebită. Așadar, dacă m-ar întreba Domnul Iisus Hristos, Nicu, tu ești botezat? Eu nu i-aș spune da sau nu, ci i spune ca și Petru, Doamne, Tu toate le știi. Eu cred că sunt, dar tu toate le știi. Și aceasta este întrebarea care ni se adresează astăzi, ne este adresată sufletului nostru. De aceea să nu ne grăbim să răspundem la începutul prezentării noastre, ci să păstrăm răspunsul până spre sfârșit, după care ne vom întreba din nou și ne vom da seama în ce măsură am putea noi să răspundem la întrebarea aceasta. Petru era convins că iubește pe Dumnezeu, era ferm convins până când și-a dat seama că de fapt era departe. Omul care a adus pe băiatul lui să fie vindecat era ferm comis, l-a adus din credință acolo, altfel mai erau mulți copii bolnavi. Părinților nu i-au adus pentru că nu credeau. Dar când a fost întrebat cu privire la credința lui, el și-a dat seama, asemenea lui Iov, Că, de fapt, credința și credincioșia lui în lumina prezenței lui Dumnezeu sunt departe de ceea ce și-a închipuit el inițial. Așa că omul acesta cu băiatul nu spune cred, Doamne, amin, da, și amin, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Este conștient că are o măsură de credință, dar în același timp că are și o măsură de necredință. Vom merge la cel pe care îl numim în Sfânta Scriptură Botezătorul, Ioan Botezătorul, care a mers, a fost antemergătorul sau înainte mergătorul Domnului nostru Isus Hristos, după declarația lui, a pregătit calea Domnului. Și același lucru se întâmplă și astăzi. Botezul la care noi participăm, botezul în apă, pregătește calea Domnului către inimile și către viața noastră. Botezul nu originează cu Ioan. El este dinaintea lui acolo, îmbracă diverse forme, diverse ritualuri, în diverse religii, în diverse epoci. Noi vom rămâne asupra semnificației lui în contextul venirii Domnului nostru Isus Hristos. Astfel că vin niște oameni la Ioan și îl întreabă: De ce botezi aici? Ce lucrare faci tu? Cine ești tu? Iute, eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Dacă nu, da, nu, ești Hristosul, nu, eu nu sunt Hristos, eu sunt trimis înaintea Lui. Păi atunci, dacă nu ești Hristosul, de ce botezi? Păi ce este botezul? Spune el. Iată în ce lumină, ce lumină aruncă inspirația divină asupra acestui concept de botez. În Ioan 1.25 el spune la întrebarea lor, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar aceasta nu este totul. Voi ați crezut că e totul, aceasta nu este totul. În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care e mai mare decât mine, are o lucrare mai importantă. Eu pregătesc calea, botezul cu apă e pregătirea căii numai. Către, pentru venirea Domnului în viața noastră, eu pregătesc drumul, iar El, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintele, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acesta este botezul complet. Deci avem trei botezuri: botezul cu apă, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Vom rămâne asupra acestor trei aspecte, într-o oarecare măsură, deschizând un câmp de gândire, de fapt, fără a încerca să epuizăm înțelesul acestor lucruri. E departe, el, el crește cu timpul. Astfel că botezul cu apă despre care vorbește Ioan aici nu este altceva decât o scrisoare de intenție. Asta este tot, adică o, o expresie a intenției noastre a pocăinței noastre, a schimbării minții noastre cu privire la Domnul nostru Isus Hristos. Este o simplă scrisoare de intenție. Trebuie notat lucrul acesta pentru că cei mai mulți oameni, neînțelegând plinătatea botezului, care de fapt este în trei faze, neînțelegând plinătatea botezului, s-au mulțumit și s-au rezumat doar la acest botez cu apă și au sfârșit doar o declarație de intenție. Dar de aici până la plinătatea botezului este drum lung. Aș vrea să primim botezul în relația lui cu Pământul și cu Cerul. Acesta botezul nu este o instituție omenească. Este o instituție de întâlnire a Cerului cu Pământul. Este împreună a lucrarea a Cerului cu Pământul. Pământul botează cu apă. Acesta e botez bisericesc sau omenesc, uneori este însoțit de intenții rele, cum a fost cazul lui Simon Magul, și, deși a fost botezat cu apă. Este, aceasta este această lucrare a pământului. E mare bucurie pe pământ când cineva se botează cu apă. Dar e mare bucurie în cer când acest botez este complet în Domnul Isus Hristos. Cel botezat cu apă este botezat cu Duhul Sfânt și este botezat cu foc. Acesta produce mare bucurie în ceruri. Cerul este acela care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Iubiții mei, a, botez, a boteza vine de la sau un cuvânt grecesc, care înseamnă a lua o bucată de textil și a o scufunda în colorant, și după care este scoasă și este complet, complet absorbit culoarea aceasta. S-a discutat mult despre stropire, despre, despre scufundare, care este forma corectă de botez, care este vârsta corectă. Toate discuțiile acestea au rostul lor și legitimitatea lor. Dar punctul cel mai însemnat, punctul central al acestei instituții dumnezeiești este absorpția lui Hristos. Ce e folos dacă un material, materialul acesta care era botezat ar fi fost stropit sau scufundat, dar nu intra coloarea aceasta în orice fibră a acestui material. Cu alte cuvinte, absorpția este adevăratul botez. Am fi, cum spun românii, gâscă, am fi trecut ca gâsca prin apă. Am intrat uh, 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 cu hainele mâne și am ieșit ud de acolo. Aceasta nu înseamnă botez, ci absorpția Domnului nostru Isus Hristos și a Duhului Sfânt în fiecare fibră a vieții și ființei noastre. Îmbrăcarea ființei noastre cu credincioșia Lui cu neprihănirea lui, în care, cu haina aceasta în care nu există niciun fir de țesătură omenească. Adică niciun fel de contribuție la lucrarea de botezare cu Duhul Sfânt sau botezarea cu foc. Noi nu avem contribuție, noi beneficiem de lucrul acesta. Acestea sunt daruri dumnezeiești, ele ne sunt dăruite, administrate de însuși Dumnezeu. Ele sunt darul dumnezeiești. Deci absorpția. Acest lucru este important și vă rog să-l țineți minte pentru că o să ne întâlnim cu el de mai multe ori pe parcurs. În Matei, capitolul 3, versetul 11, Ioan notează aceste trei aspecte ale botezului. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Scrisoare de intenție. Doresc să mă pocăiesc. Doresc, primesc, voiesc. Nu pot să mă pocăiesc. Nu poate nimeni să se pocăiască. Pocăința este un dar de la Dumnezeu. Ca să dea lui Israel Pocăința. Este darul Pocăinței. Noi nu putem să facem așa ceva, ci putem să primim sau să respingem așa ceva, după cum vom fi hotărât în, în viața noastră. Acest botez cu apă nu are niciun fel de putere asupra Ființei care refuză botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Nu are niciun fel de influență asupra vieții. i a fost acordate puteri magice botezului cu apă, au fost acordate puteri magice apei. Ea nu reprezintă nimic. Simon Mabu, ca un caz caracteristic botezat de evanghelistul Filip, a intrat în apă și a ieșit din apă complet neschimbat. Lucrul acesta arată că, de fapt, Adevărata schimbare venea doar prin coborârea Duhului Sfânt asupra vieții și ființei noastre sau a celui botezat și de aici botezul cu foc. Ați observat că Simon Magu era interesat de Duhul Sfânt pe care vroia să-l comercializeze, dar niciodată n-a fost interesat de Duhul Sfânt să vină în viața lui. Acest lucru nu l-a interesat nici pe departe. În aceasta este prima, prima etapă. A doua etapă este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este legat exclusiv de Dumnezeu. am Botezătorul nu poate să boteze cu Duhul Sfânt. Nu poate să boteze nici pastorul, nici prorocul, nici omul cu darul. Oamenii aceștia nu au cum să dea Duhul Sfânt cuiva. Ei se pot ruga pentru cineva să primească Duhul Sfânt. Așa cum și eu personal mă rog pentru fiecare dintre cei pe care i-am condus la apa botezului, mă rog pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dar nu botez eu cu Duhul Sfânt. Eu nu mă pot boteza nici pe mine cu Duhul Sfânt. Nimeni nu se poate boteza pe sine. Doar Dumnezeu poate să boteze cu Duhul Sfânt. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt. El produce sfințirea. El produce iluminarea minții noastre, ne călăuzește în tot adevărul. El îmbracă ființa noastră în acel in subțire, curat și strălucitor, prin harul bunului Dumnezeu, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Domnul nostru Isus Hristos. Iar a treia formă a botezului este botezul cu foc. Aceasta îmbracă foarte multe aspecte. Această formă a botezului, aceasta a treia etapă sau a treia formă de existență a botezului, îmbracă a forme ne, neînchipuite de adânci. Numărul unu este curățirea. El își va curăți aria și va arunca pleava într-un foc care nu se stinge, adică păcatele din viața noastră vor fi aruncate într-un foc care nu se stinge, care le va consuma. Curățirea, botezul cu foc. Al doilea lucru despre care putem să ținem seama în botezul cu foc este botezul iubirii sub încercarea de foc. Acesta este, aceasta este cea mai cutremurătoare încercare prin care trece o ființă umană care a fost îmbrăcată de Dumnezeu în botezul cu foc. El rămâne iubitor când este sub cea mai gravă și grea încercare, și așa cum Domnul nostru s-a rugat, Tată, iartă pe cei care, care atunci ucideau și răstigneau, așa cum slujitorul și ucenicul lui Ștefan s-a rugat, nu le ține în seamă păcatul acesta, este iubirea, botezul cu foc, care rămâne în credincioasă sub încercarea aceasta cumplită, greu încercată. A iubi când ești iubit este păgânism sau natură, pur și simplu. E natural lucrul acesta, e normal. A nu iubi când ești iubit este josnic, este demonic, este animalic. Dar a iubi când ești greu încercat și suferind, a iubi pe vrăjmașul tău, lucrul acesta este dumnezesc și el înseamnă, el reprezintă botezul cu foc. El este botezul cu focul legii de la dreapta lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel despre Tatăl nostru cel ceresc. Când el a venit de pe muntele Sinai, la dreapta lui strălucea focul legii. Cine e la dreapta lui Dumnezeu? Domnul nostru Isus Hristos. Care este focul legii să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău? Este legea iubirii. Așa cum Mântuitorul nostru spunea în cuvintele din Luca 12, 49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Era focul iubirii lui Dumnezeu. Pentru că în cântarea cântărilor, acolo avem definiția iubirii. Și de acolo trebuie să luăm noi definiția iubirii. Ce este iubirea? Iubirea este, așa cum scrie aici, tare ca moartea, este neînduplecată ca locuința morților, jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Aceasta e definiția iubirii. Acest foc, spune Mântuitorul nostru, am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum. Acesta era focul iubirii lui Dumnezeu, care strălucea la dreapta lui în persoana Domnului nostru Isus Hristos, care s-a înălțat și care șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Domnul nostru Isus Hristos a trecut prin toate cele trei botezuri. A fost botezat cu apă de Ioan, după care Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui în chip de porumbel. Acesta a fost botezul cu Duhul Sfânt. După care el a primit botezul cu foc, la care face referire în Luca 12:50. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Păi, domnule, n-ai fost botezat la Iordan? Nu te-a botezat tatăl cu Duhul Sfânt. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se îndeplinească lucrul acesta. Era botezul cu foc, botezul cu focul iubirii, care e mai tare decât moartea, adică trece dincolo de moarte, care este o flacără a Domnului și care nu cedează atunci când este aspru și greu încercată. Acesta era botezul la care făcea referire Isus. Doi dintre ucenici au cerut: Doamne, vrea să fim la dreapta și la stânga ta. La dreapta și la stânga mea puteți voi să beți paharul pe care am să-l beți și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Da, putem. Au spus ei pentru că avem, au avut încredere de plină în Dumnezeu. E adevărat, a spus Isus. voi veți bea paharul și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Și nu numai lor le-a spus, ci tuturor celor care își vor pune încrederea de plină în Dumnezeu cu privire la încercarea iubirilor în cele mai grele condiții. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Isus Hristos spune că obiectivul mulțirii fără de legii în lume este răcirea iubirii, dar cine va răbda până la sfârșit, adică a cărui dragoste nu se va răci, acela va fi mântuit. Botezul cu foc este exprimat de Isus în cuvintele din Ioan 15 cu 12. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Jerfa Domnului Isus Hristos nu este vreo plată sau vreo mijloc de a potoli mânia lui Dumnezeu, ci este expresia iubirii lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe Fiul Lui. Atât de mult a iubit Isus pe prietenii Lui care suntem noi, încât și-a dat viața pentru, noi. Și atunci forma aceasta supremă a iubirii nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Îmbracă forma ei supremă acolo la Golgota pe cruce unde Iisus dă viața lui pentru viața lumii. Strălucirea Domnului nostru Iisus Hristos, stând la dreapta lui Dumnezeu, este expresia botezului cu focul iubirii, de care trebuie să avem parte și noi toți. O să repet de câteva ori pe parcursul acestei prezentări. Deci, sunt trei etape ale botezului adevărat și de plin în viața și ființa noastră. Este botezul cu apă, care e o declarație de intenție. Este botezul cu Duhul Sfânt, acela care umple ființa noastră cu. Duhului Dumnezeu, acela Duhului Dumnezeu cunoaște gândurile lui Dumnezeu, El ne conduce în tot adevărul, El ne conduce în lucrarea Sfințirii, El prezintă înaintea ochilor noștri pe Domnul Hristos. Nu va vorbi despre Sine, El va vorbi despre Domnul nostru Isus Hristos. Acestea sunt etapele și încoronează cu botezul, cu focul iubirii, strălucirea focului legii iubirii de la dreapta lui Dumnezeu. Vezi faptul că Isus este cel de la dreapta lui Dumnezeu și la el face referire profetică acest cuvânt pe care Moise l-a rostit în Deuteronom 33 cu 2. Domnul a venit având în dreapta lui focul legii, era referire la Domnul nostru Isus Hristos, la focul iubirii, la acest jar al Domnului, o flacără a Domnului. Domnul nu are la dreapta lui ceva, ci are la dreapta lui pe cineva. Și când a spus, Domnul a zis, Domnului meu șez la dreapta mea, la Mântuitorul nostru s-a referit. De acum veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu. Acesta este lucru care a fost prezentat de însuși Mântuitorul nostru și confirmat de oamenii lui Dumnezeu. Ștefan depune mărturia aceasta în mijlocul celor mai cumplite și grele chinuri, spunând, văd pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și Pavel reia acest light motiv în epistola către romani și către coloseni și către, de asemenea găsim în epistola către evrei, la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu avem pe Mântuitorul nostru șezând la dreapta lui Dumnezeu, El este focul legii iubirii, El este acela care botează cu foc. Noi nu putem să fabricăm sau să producem iubirea, nu avem cum. Dar noi putem să primim darul acesta, așa după cum este scris, Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Așa că una dintre valențele botezului cu Duhul Sfânt, valența supremă de altfel, fără de care celelalte daruri n-ar avea niciun fel de valoare decât aramă sunătoare și chimval zângănitor, supremul dar și lucrarea Duhului Sfânt este să toarne în inimile noastre dragostea lui Dumnezeu. Ea a fost turnată în inimile noastre prin credință. Cine are trebuință de botezul acesta? Începând cu cel mai mare om născut din femeie. Dacă cineva crede că e mare sau important, și atât de important încât nu are trebuință de botezul acesta întreit, botezul cu apă, cu tucul sfânt și cu foc, dacă cineva se crede atât de important și de mare că nu are trebuință să privească la acest om, pentru că pe el l-a declarat Mântuitorul nostru ca fiind cel mai mare om născut din femeie și care a spus, am trebuință să fiu botezat de tine. Rostește și tu, indiferent cât de însemnat ar fi persoana și lucrarea ta pe pământul acesta, de slavă lui Dumnezeu, dar nu uita, ai trebuință să primești botezul acesta din mâna Domnului nostru Isus Hristos. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat, spune Mântuitorul nostru, și cât de mult doresc să se îndeplinească. Această expresie. Era, se referea nu la, la, la neîmplinirea lui Isus, ci la timpul. El venea la timpul hotărât de Dumnezeu. Urma să se manifeste. În viața noastră, el lipsește. Și noi trebuie să cerem de la Dumnezeu. Am un botez cu care trebuie să fiu botezat. Am în viața mea lucruri unde Duhul Sfânt nu a pătruns Nu. Prezența lui Dumnezeu nu a fost absorbită în toate fibrele Ființei mele, Duhul Sfânt nu a umplut Ființa mea. Bunătatea și dragostea lui Dumnezeu nu se manifestă în tot ce fac sau gândesc sau simt eu. Am trebuință, deci, de acest fel de botez. În actul botezului există o, un mesaj. Fiecare om care primește, cere și primește botezul cu apă cu Duhul Sfânt și cu foc, omul acela proclamă dreptatea lui Dumnezeu. Și spune Luca 7,29, ei au dat dreptate lui Dumnezeu, norodul care l-a auzit și chiar vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Au primit botezul. Prin aceasta un om dă dreptate lui Dumnezeu. Dar farisei și învățătorii, nu numai că nu au dat dreptate lui Dumnezeu, dar au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, Versetul 30 din capitolul 7 din Luca, farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Cineva poate privi botezul ca fiind un fel de, de înjosire, ca un fel de recunoaștere a stării noastre păcătoase, ce, ce ar fi neadevărat în aceasta. Absolut nimic. Dar departe de a fi o, vreo formă de înjosire, este cea mai înaltă formă de înălțare a ființei umane. Ființa umană este înălțată acolo unde a fost creată de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, Hristos în voi. Aceasta este absorpția de plină a prezenței lui Dumnezeu în ființa noastră. Acesta, aceasta înseamnă botez de plin. Toți cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Aceasta înseamnă absorpția prezenței lui Dumnezeu în întreaga noastră ființă. Fie că mâncați, beți, orice se manifestă. Prezența lui Dumnezeu. Acesta e singurul botez care mântuiește prezența lui Dumnezeu în orice fibră, în orice aspect al Ființei noastre. Nu, nu, nu înțeleg cuvintele pe care le spun, dar le cred pentru că au fost puse de Duhul Sfânt prin inspirație în Cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dacă nu m-am îmbrăcat cu Domnul Hristos în purtarea și viața mea, e, poate, e, e semnul că ar trebui să reconsider ideea botezului meu. Am fost eu botezat în Hristos sau, sau a fost aceasta doar o formă, o ceremonie sau o datină? Fiind îngropați cu El prin botez, omul acela vechi, a fost îngropat cu el prin botez și înviați în el împreună cu el, Hristosul înviat nu mai moare, înviat la o viață nouă, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea lui, noi deci prin botezul în moartea lui, acesta este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos botezul în jertfa lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. E adevărat că par puțin complicate lucrurile acestea poate suntem în postura lui Petru. Nu, eu refuz să-mi spăl tu picioarele că nu înțeleg lucrul ăsta. Iisus a spus, nu, nu te aștepta să înțelegi acum, vei înțelege mai târziu. Acum nu înțelegi ce fac eu, dar supune-te, primește lucrul acesta. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Înțeleg, Doamne, ajută neînțelegerii mele. Doamne, te iubesc, ajută neiubirii mele. Și în fapte 26 cu 19 găsim această cheie a, a către tezaurul acesta al lui Dumnezeu. Împărate Agripa, spune Pavel, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Puteam, dar n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Astfel că, de îndată ce am primit pe cel ceresc, purtăm și chipul pe care El l-a așezat asupra noastră și am fost noi creați pe pământ pentru un astfel de motiv, să purtăm chipul acesta. După cum am purtat chipul celui pământesc, tot la fel vom purta și chipul celui ceresc. Și chiar acum când stăm aici, datorită acestui întreit legământ al lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, El ne-a înviat și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus. Devenim parte a Bisericii lui Dumnezeu. Biserica aceasta nu are o adresă pe o anume stradă sau un nume denominațional sau ceva, ci ea este aceea care cuprinde întreaga istorie a omenirii, ea este aceea care cuprinde întregul univers al lui Dumnezeu și noi prin acest legământ al lui Dumnezeu, un legământ, devenim parte din această biserică numită a întâilor născuți. V-ați de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoare a îngerilor. Noi acum am devenit un rod al muncii Sufletului Său. Va vedea rodul muncii Sufletului Său. Prin acest întreit botez am devenit rodul muncii Sufletului Său. Dar Dumnezeu dorește mai mult decât atât. Fiecare pom care a fost creat de Dumnezeu avea rod cu sămânță, adică să înființeze alți pomi. Astfel că noi nu trebuie să fim doar rod, ci trebuie să fim un pom roditor, care la rândul nostru rodim, aducem aceste roade cu sămânța aceea care nu poate putrezi. Voi ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi și astfel credința continuă să înainteze pe pământ. Mântuitorul spune că lucrul acesta depinde de primirea sau de respingerea noastră. Ori faceți pomul bun, ori faceți pomul rău. Aceasta este hotărârea voastră din suflet. Dumnezeu oferă lucrul acesta. Mântuitorul nostru ne îndeamnă ca prin viața pe care o trăim pe pământ să nu devenim pentru nimeni, absolut pentru nimeni, o pricină de potignire, din potrivă, Croiți cărări drepte cu picioarele voastre ca acela care vine din urmă schiopătând un copil, un tânăr care încă nu înțelege despre ceva. Să nu se abată din cale, să nu rătăcească, ci, ci să ajungă să-l să, să găsească pe Dumnezeu băjbăind, scrie epistola către romani, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Acum, încheiind meditația noastră, punctul cel mai însemnat al întregului concept, al botezului întreit, care este cel cu apă, cu Duhul Sfânt și cu foc, punctul cel mai însemnat al tuturor acestor lucruri, nu este forma, nu este cine, nu este împrejurarea, ci este glasul care la Iordan a spus cuvintele acesta este fiul meu prea iubit în care îngăsesc plăcerea. Dacă aceste cuvinte nu erau spuse, dacă aceste cuvinte n-ar fi spuse cu privire la tine și la mine, tot ce facem noi n-ar avea. Niciun fel de rost, ar fi o, o, revin, o simplă aramă sunătoare, am repetat o tradiție sau o datină. Punctul cel mai important este confirmarea lui Dumnezeu, este glasul lui Dumnezeu care te confirmă. Acesta este Fiul meu, aceasta e Fica mea, prea iubit, prea iubită, în care îmi găsesc toată plăcerea. Acest lucru trebuie păstrat permanent, vibrând în mintea și sufletul nostru. Atunci când suntem încercați sau atunci când ne simțim ispitiți fie din lăuntru, fie din afară, cuvintele acestea au putere mântuitoare. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, acesta este Fiul meu. Și este posibil ca, într-un fel sau altul, omul de afară să fie ruinat sau distrus, dar niciodată chipul lui Dumnezeu din noi nu poate fi atins, pentru că Hristosul înviat nu moare. Pe când vorbea Isus încă, la schimbarea la față, se aude același glas. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea de el să ascultați. Care este acum concluzia ta sub impulsul acestei declarații de intenție care este botezul cu apă, sub impulsul luminării și descoperirii Duhului lui Dumnezeu, botezul cu Duhul Sfânt, sub impulsul botezului cu foc, Duhul Sfânt vărsând în viața ta dragostea lui Dumnezeu. Care este concluzia ta? Toate acestea s-au întâmplat pentru un singur scop. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cele întâmplate, au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Hristosul este Fiul lui Dumnezeu ca voi, auzind, trăind aceste lucruri, să puteți crede. Acum, care este întrebarea ta? Întrebarea ta este a acelui om care mergea pe drumul acela, singur citind din prorocul Isaia și deodată evanghelistul Filip îl ajunge și îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Așa cum ne-ar întreba Dumnezeu pe noi, acum ai înțeles tu ceva cu privire la lucrul acesta, auzind cuvintele acestea? Și noi am spune, am înțeles, Doamne, ajută-ne înțelegerii mele. E loc pentru mult mai multă înțelegere și descoperire. Dar omul acesta care citea din cartea profetului Isaia, respectiv famenul etiopian, cum îl știm noi, are această întrebare. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și tu trebuie să te întrebi pe tine însuți. Nu e cazul să te întrebe pastorul sau biserica sau părinții sau, sau tu pe părinți. Nu, nu este cazul. Este cazul să te întrebi tu pe tine însuți. Ce, ce mă împiedică, frate, pe mine? Ce mă împiedică? Și ai să afli un răspuns. Fie te împiedică datina, fie te împiedică mândria ta, fie te împiedică un păcat sau altul, indiferent ce este la mijloc, ceva care se așează între tine și această perspectivă, această posibilitate, această deschidere a lumii lui Dumnezeu în care ești invitat, tu. Ce mă împiedică să fiu botezat? Nu ai face rău dacă ai sta jos și ai scrie. Ce mă împiedică pe mine acum să fac lucrul acesta? Voi, aceia care sunteți chemați să vă apropiați de Biserica celor întâi născuți astăzi. Noi toți care suntem aici avem acest har și ne este dat să trăim o singură dată, chiar pentru scopul acesta, chiar pentru ziua aceasta. Amintiți și a spus Marduhel Esterei, pentru o vreme ca aceasta. De aceea te-ai născut, de aceea ai învățat, de aceea ai trăit ca să-ți deschizi viața și sufletul darului lui Dumnezeu în Domnul nostru Isus Hristos și să-l primești în viața și ființa ta prin acest întreit botez. Botezul cu apă, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Dumnezeu să împlinească această lucrare în viața și ființa noastră. Să ne rugăm împreună. Pre iubite Tată, sufletul nostru se pleacă în adâncă mulțumire și recunoștință pentru bunătatea și dragostea ta care au fost manifestate în Domnul Hristos și care sunt manifestate acum prin faptul că deschizi porțile împărăției tale, porțile veșniciei și ne inviți, veniți. Te rugăm să ne ajut, Doamne, să răspundem din toată inima, iată-mă, și să răspundem, trimite-mă. Doamne Dumnezeul nostru, pentru că Tu ne-ai iubit pe noi atât de mult, te rugăm să ne ajuți ca și noi să te iubim pe Tine. Și fă ca dragostea noastră, în întreitul legământ prin apă, prin Duhul Sfânt și prin foc, să fie manifestată în această lume prin roadele vieții noastre și prin sămânța aceea nepieritoare care e Domnul nostru Isus Hristos, semănată în orice suflet până la marginea lumii, până la venirea Ta. Amin.